Sfântul Cuvios Vasile, mărturisitorul, a trăit în timpul împăratului Leon Isaurul, care a domnit între anii 717 și 741, cel care a luptat împotriva Sfintelor Icoane. Încă de tânăr a luat hotărârea să urmeze calea monahală și să trăiască în nevoință. Este numit mărturisitorul, deoarece în timpul persecuției iconoclaste a propovăduit cu fermitate adevărul despre credință, împreună cu Sfântul Procopie de înaintea prigonii moștenitorilor Sfintelor Icoane. Pentru aceasta a fost închis în temniță, pătimind multe chinuri. După moartea împăratului Leon Isaurul, Sfântul Vasile, mărturisitorul, a fost eliberat din temniță. A trăit ca monah în aspre nevoințe duhovnicești până la mutarea sa la cele veșnice. În Biserica Romano-Catolică, pe data de 28 februarie, este venerat Sfântul Roman Abate. Acest sfânt s-a născut la începutul secolului al V-lea, nemulțumit de regula rigidă care era în vigoare în mănăstirea sa, cu permisiunea abatelui, având un text al Sfintei Scripturi și cu uneltele de lucru pe spate, s-a retras în necunoscuții munți Jura. Apoi urmele lui s-au pierdut, dar acest lucru nu a împiedicat ca, după câțiva ani, fratele său, Lupicin, rămas văduv să îi descopere și să îi se asocieze, atrăgând după sine alți oameni. Roman și Lupicin au făcut loc noilor veniți, ridicând o primă mare mănăstire la Condat și o a doua la Leucone. Apoi a venit la ei și o soră a lor, pentru care au construit o a treia mănăstire, nu prea departe, într-o localitate vecină. În timpul unui pelerinaj la mormântul Sfântului Maurițiu din Geneva, făcut împreună cu un călugăr de-al său, Sfântul Palade, găsind adăpost pentru noapte în coliba în care se ascundeau doi sărmani leproși, Roman nu a ezitat să îi îmbrățișeze. În dimineața următoare, cele două epave umane au constatat că sunt complet vindecate și au alergat în oraș pentru a povesti cele întâmplate și alte minuni s-au constatat în timpul acelui pelerinaj. Sfântul călugăr roman a murit în anul 463.